După ce recent și-a încheiat socotelile cu FC Bihor, Alexandru Pelic este noul antrenor al vâlcenilor de la CSM și a luat postul în primire, iar miercuri dimineață a condus primul antrenament al fotbaliștilor din Zavoi, ședință care s-a derulat pe parcursul a 90 de minute pe stadionul Old Kim. Chiar dacă se luase în calcul varianta unui tandem cu Eric Lincar, s-a decis ca Pelic să fie singurul tehnician principal al divizionarei secunde, aflată acum pe locul 6 în serie. În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Eric Lincar pentru tot ce a însemnat el și ce a făcut el pentru revenirea mea la Vâlcea. În principiu era o discuție în care să venim în doi, apoi el s-a răzgândit. Așa că nu ne rămâne decât să ducem mai departe munca lui și să sperăm că vom avea rezultatele mult așteptate sau să încercăm să salvăm ce putem salva din punctele rămase în joc până la acest final, ca să spun așa, până la vacanța de iarnă. Alexandru Pelic a preluat un lot destul de consistent, care, consideră fostul tehnician al Bihorului, ar fi meritat mult mai mult în primele 11 runde consumate până acum în campionat. Da, este un lot din punctul meu de vedere valoric foarte bun pentru ceea ce își dorește toată lumea aici, o clasare cât mai onorabilă. Din păcate, punctele acumulate nu sunt pe măsura așteptărilor, dar cred că în multe momente meritau mult mai mult din jocurile pe care le-au disputat până acum, pentru că am văzut destule de jocuri ale lor și cred că meritau mai mult din multe jocuri. Interesant și în același timp util este faptul că Pelic cunoaște foarte bine câțiva jucători pe care i-a regăsit acum în lotul vâlcenilor. Da, nu sunt foarte mulți, e Chris, e Coman, e Denis Dumitrașcu, cu ei am mai lucrat în trecut, dar fotbalul are o singură limbă și sper să mă fac înțeles cât mai repede, să-i cunosc cât mai repede, să ne acceptăm reciproc și împreună să putem face treabă. E un grup bun ca și caracter, am înțeles din toate mediile din care mi-am luat informații, au fost lăudați și acum nu rămâne decât ca din fotbaliști buni să facem o echipă bună. Noul tehnician va păstra în continuare staful pe care l-a avut la dispoziție Eric Lincar, la care se adaugă încă un nume. În continuare voi colabora cu Fane Nofitovici și cu Alex, pe care i-am găsit aici, pentru că așa cum probabil mă cunoașteți, eu nu am venit să dau și n-am mers nicăieri să dau afară pe nimeni. Și pe lângă ei va mai veni Robi Ivan, cu care eu am colaborat la Oradea și aici, la Vâlcea, dar la cealaltă echipă care ne-am mutat la Reșița. Primul examen pentru Alexandru Pelic vine sâmbătă dimineață pe teren propriu cu nou promovata Șoimi Pâncota, o formație pe care noul tehnician al vâlcenilor o cunoaște foarte bine. E adevărat, am jucat, am făcut egal la Pâncota. Este o echipă care poate genera surprize, are o echipă de luptă, o echipă care pune mare preț pe momentele fixe ale jocului, au atacanți de talie. Știm destul de multe lucruri, au văzut și acum la Mioveni în ultimul joc, au condus și în a doua repriză de-abia Mioveni au reușit să întoarcă rezultatul. Deci nu va fi deloc un meci ușor, după care ne așteaptă acel program cu 3 jocuri foarte, foarte importante și foarte grele cu echipele din fruntea clasamentului. Așa cum am spus, vom încerca să dăm maximul din ceea ce putem și ceea ce ne pricepem să facem la ora actuală. În urmă cu 2 ani, Alexandru Pelic era la timona echipei vâlcene, care a barat drumul către promovarea în prima ligă conjudeței Damila Măciuca, formație care ulterior a devenit CSM Râmnicu Vâlcea. Vedeți, fotbalul îți oferă surprize. Atunci eram poate inamicul public numărul 1 după acel meci, dar nu mi-am făcut decât datoria. Sper același lucru să pot să-l fac și acum și să acumulăm puncte pentru CSM-ul de acum, în condițiile în care vom întâlni peste vreo 3 etape echipa la care am fost acum 2 ani, nu? Și vom încerca să câștigăm, e clar, și să întoarcă roata, dacă se poate spune așa. Asta e. Mulțumesc celor care au avut încredere în mine, mulțumesc încă o dată lui Eric, pentru că din câte știu, el e principalul artizan al venirii mele aici. Suntem colegi, suntem prieteni și este un om de un caracter deosebit din punctul meu de vedere și îi mulțumesc pentru
pentru acest lucru. Sper în continuare că odată să ajungem să lucrăm împreună la ceea ce ne-am propus, pentru că eu cred că am putea face treabă bună împreună. Alexandru Pelici a aflat că numărul spectatorilor a scăzut considerabil pe arena din Zăvoi, dar speră ca prin joc și rezultate să repopuleze tribunele municipalului Vâlcean. Îmi doresc din tot sufletul și pe această cale fac un apel la publicul vâlcean, care știu că e iubitor de fotbal, să vină să ne încurajeze, că să fie conștient că vom încerca să dăm tot ce putem. Știu că sunt clișee și nu vreau să folosesc asemenea expresii tip, dar asta e ceea ce pot spune acum. Nu sunt omul care să fac promisiuni, nu sunt genul de om să arunc vorbe mari, dar să fie convins că voi face tot ceea ce depinde de mine și de cei din jurul meu, din staff, cei cu care am rămas în continuare aici, să ridicăm echipa și să acumulăm puncte, pentru că asta e cel mai important. Așadar, primul examen al noului tehnician pe Banca Vâlcenilor vine sâmbătă dimineață, începând cu ora 11, atunci când arena din Zăvoi găzduiește jocul dintre CSM Râmnicu Vâlcea și Șoimii Pâncota, partidă contând pentru prima etapă din retur.